În seara vorbim despre lucruri pe care le-am auzit de atâtea ori atunci când e vorba de anchete DNA. Pe de o parte vorbim despre un alt funcționar al statului român, pe de altă parte vorbim de mici primari care au nevoie să-și rezolve problemele comune. Și iată că astfel s-a ajuns cumva la o înțelegere, spun procurorii DNA, pentru că pe de o parte Nicolae Bădălău ar fi protejat chiar firma ginerului său și ar fi obținut în perioada 2021-2022 un contract privind lucrări de canalizare, de tragere a apei într-o comună. În schimb, i-a cerut primarului să facă plăți către această firmă, chiar dacă respectivele lucrări ar fi fost neconforme. Primarul, dat fiind că făcea acest serviciu lui Nicolae Bădălău, susțin procurorii DNA, ar fi primit o sumă importantă ca mită, în jur de 170.000 de euro, susțin anchetatorii. Aici vorbim, iată, despre fapta de dare de mită, pe de altă parte vorbim de fapta de trafic de influență. În acest caz vorbim iarăși de aceeași firmă și de același primar, pentru că în urmă cu câteva luni se pare că Nicolae Bădălău ar fi încercat să reitereze acestei comune și acestui primar intenția de a recontracta firma ginerului său.